Aici văd că și plouă un pic, nu? Da, sus aici. Nu un pic, mai mult. Mai mult? Un pic mai mult, plouă și pe acolo, plouă și pe aceea, mai plouă în cer și pe acolo. Care e ideea? De ce? Mai plouă în cer și pe acolo. De ce? De ce e invelit. Păi de ce plouă așa? Sau care? N-am avut tablă, cum trebuie. A, tabla. Da. Da, nu-i problemă, că e bine că nu-i plouă în casă. Ai, mai cu o găleată, mai una, mai alta, mai o copaie. La primăvară, oricum o să intre remodernizare, ca lumea. Unde ne, la ce origini să ne întoarcem? Adică fac prieteni înapoi care a fost, care l-am dărâmat. Stai așa că a intrat prea brusc. Vrei să spargi... Vreau să sparg aici, a? Dar eu ar vrea să fie și aici geam. Păi și cum să spargi atunci? Uitați, priviți moderatorul. Chiar de bucata asta aveam nevoie. Mă, bine că nu m-am tăiat. Deci în direct. Nici cu diamantul. Bun, n-am vrut să spun. Dar nimic, nici cu diamantul nu-l făceam așa. Ia uite ce trebuie l-ai făcut. Exact de bucată de asta aveam nevoie ca să o pun aici, în partea asta. Ce să mă... Nu cred că... Deci nici cu diamantul dacă o făceam... Zi mai departe, Artur, că ce vrei să faci aici? Deci să pui un perete aici? Da. Auzi, da. E frig iarnă. E frig rău aici, e frig rău. Și atunci cum să facem? Ca să fie mai cald și să am o siguranță și pentru hoți. Să am siguranță și pentru hoți, că nu poți să știi ce se întâmplă. Ușa asta poate să-ți facă oricine să intre să-ți ia acolo, butelia, soba sau răgazul. Mă trebuie cu rămână să mai facem un perete aici, de aici. Să facem perete, dacă când apoi, până acolo. Ăla pe care l-ai dărâmat. Ăla care l-am dărâmat. Dar o să-l fac mai frumos, mai bine. Da. Și să pun aici o ușă metalică, de aia cum am avut eu aia de la mers cu ea în spinare, cum ploiești. Să iau o ușă de aia metalică aici. Aici să rămână eventual, poate să rămână geamul ăla, eventual să zicem așa, ca hol aici, la hol, știi? Dar să nu mai fie, să fie perete frumos aici, o să fie ca un hol. Și după ce fac asta și am pus ușa și am închis aici, luate geamurile de aici, toate, complet, și acoperișul și dus tocmai pe bordură cu ele acolo. Pe bordură care a fost casă. Unde a fost casa înainte. Adică mărită bucătăria. Înțelegeți? Să am și eu o siguranță pentru căldură. Atunci ține altfel căldură. Dacă închis și aici frumos să fie izolat și o să fie închis aici ca un hol, nu o să mai fie frigul de acolo cum vine acum. O să oprește în hol. De hol e mai ușor de... Pot eventual să fac o sobă și aici, în hol, să încălzesc. Și încălzesc și aici atunci. Dar eu zic că până una alta n-ar fi bine să faci aici o sobă de teracotă? Nu, nu mai întorc. Nu te mai întorci. Aici, nu acolo. Nicăieri, în toată casa asta nu se va face cu lemn. Acum va mirosi numai pulvere de gaz. Ce te-ai supărat pe lemne așa? Nu mai vreau, gata. Nu știu, dar o să fie, abia a început iar natura, să fie multe zile de nopți și friguroase și... Și aici n-ai... Cu ce încălzești aici? Nu contează. O lași neîncălzit? Multe, puține, încălzesc. Pe asta o lași neîncălzită până la primăvară, asta mare? Da, asta da. Nu mai încălzești? Nu. Decât că acum, cum vorbim noi. Am înțeles, dar nu, și vine frig acum. Nu vine. Nu vine. Asta e. Asta este de bază, ușa. N-avem probleme. Ține bine ușa? Mai izolat? Ține super de bine. Deci n-ai probleme cu ușa. Aici văd că și plouă un pic, nu? Da. Sus aici. Nu un pic, mai mult. Mai mult? Un pic mai mult. Plouă și pe acolo, plouă și pe aceea. Mai plouă în cer și pe acolo. Care e ideea? De ce? Mai plouă în cer și pe acolo. De ce? De bine ce e invelit. Păi de ce plouă așa? Sau n-am avut tablă cum trebuie. A, tabla. Da, nu e problemă, că e bine că nu plouă în casă. Ai, mai cu o găleată, mai una, mai alta, mai o copaie. La primăvară, oricum o să intre remodernizare, ca lumea. Ai făcut mare asta, e greu de... Ai de mine, să vezi la vară ce o să iasă. A. La vară ce se mărește? Că la vară o măresc. Dacă fac peretele aici, plec vorba de aici cu ea până acolo, cu geamul de pe beton. Atunci să vezi, toată asta să fie aici o terasă mare, frumos, falnică. Dacă nu mi-ajunge să mă duc până acolo, pătratul de 8 la 6 metri, mă duc până unde pun la 6 metri și restul mai mă duc în față cu 2 metri, ca un hol. Și asta o să fie ca un fel de holnuț, o să am un hol și acolo. Păi și asta de plouă asta nu poți să-i faci ceva, să pui niște tablă undeva? Da. Păi îți nu ții moaie astea? Nu. Nu-ți afectează structura asta? Da, n-are nicio treabă. Sigur? Altul moare și așa n-are. Nu există, nu se întâmplă nimic. Cu firul ăsta aici? Dacă... Ăsta a rămas. A, a rămas așa. A terminat, când am pus geamul la preasfinția sa părintele. Și ușa asta pe care acum o ploi de la el, nu? Da, nu o plouă. Văd că acolo se scurge un pic pe ea, dar nu mult. Da, n-are nimic, trebuie să mă se scurgă și ea undeva. N-are nimic, dar când o fi peretele făcut o să fie super de bine.
O să fie extraordinar. Uite, am pus galoșii exact unde plouă și plouă drept în ei. Da, nu dă până se... acum. Acum vedeți la ploaie mai mare așa, mai torențială, care ține mai mult, dă. A dat un pic. Și n-ai cum să... Important e că, uite, ușa care a fost ușa că ați văzut-o rândul trecut. Ba da, o știm. O știați? Da. Oare? Da, da. Ușa asta o știați? Da, e pus aici. Care am pus-o eu la... Fenomenala ușă. O știam. Falnică ușă. Ai pus, încă n-ai renunțat la ăsta de polistiren la... Nu, ăla e geam, ăla e geam ecologic. Și ziceai de perete. Acum sau tot la primăvară peretele ăsta? E posibil și acum. Și acum, nu? E posibil și acum să fac, da. Pot să fac, ce? Să fac rost de bani, dar să nu plouă. Că să mă duc la depozit, să iau materiale. Mai vine, mai vine un pătrăior, un pătrăcior cu alea. Un pătrar cu alea, unul cu alea. Pentru ușă, așa, uite așa, cam așa spune. Înțelegi? Nu, dar ai făcut prea mare. De aici, aici vine geamul ăla de jos, pus aici. Ai făcut mare camera asta. Mai venit un geam și în partea asta, că aș mai găsi, dar uite, cum l-am mai pus. Îl pun pe ăla. Dacă știi, îl punem pe ăsta. Îl pun pe ăsta. Bine că nu m-am tăiat. Eventual. Ăla este. Și bine că nu l-ai făcut mie bucăți mai mici. Că chiar așa aveam nevoie și o să chiar n-aveam. Și chiar mă gândeam ieri cum să-l tai eu pe bucata asta, că nu aveam cum să-l tai. Ia uite băi frate, cum mi-a trimis Dumnezeu omul. Omul loc potriviștii, că zice că omul sfințește loc. Omul potrivit la locul potrivit. E, că dacă se întâmplă ceva, să știi că am relații la ambulanță. Nu e o problemă. Aici e greu atât de încălzit, vine, nu știu, ai făcut-o prea mare azi camera asta. E foarte greu și uite, ca să te încălzești, poți să mai faci așa? Că n-ai cum. E bun așa ca... Că să filmăm noi în ea, e un fel de studio la televiziune aici. Am vorbit și cu băiatul, cu Ionuț Dravar. O să fac gol aici. Așa. Dar aici cu asta să mă duc până acolo, ca o terasă, să fie ca o terasă, unde să fie și bucătărie. Dar numai în terasa asta nu o vara să pot sta. Da. Iarna nu. Nu. Faci aici iarna un perete, cum a fost. Fac perete mai... cum a fost, că să știți vreodată. Și izolezi mai bine acolo. Fii în glumă, glumă, treaba-i treaba, și vorba aia, da. Izolând, făcând perete și izolând și aici. Scoțând geamul de aici, izolând și aici, hai să cer să-l las pe ăla acolo, ca geam să am la bol, știi? Izolând frumos, așa, izolând și peretele acolo cu vată și ăsta de aici frumos, ține altfel, călduri, frigul care vine, nu mai bate direct în ușă, bate în ăsta și vă mai spun o chestie. Eu ce tot să pun, cum am eu alea două sobe, pot să pun o sobă aici, o sobă acolo. Și încălzește și se mai încălzește și aici. Sobele tot acolo le țipam în două, nu? Tot acolo le-am. Și atunci nu mai te îngrămădești la iarna elaltă, să zicem. Nu te mai îngrămădești iarna elaltă cu aragazul în cameră. Și atunci poți să bagi aragazul cu bulbocam. Nu, înainte, aici, de exemplu, aici, spre geam. Poți să bagi la anul aragazul aici, la iarna elaltă. Nu mai bagi în cameră să mai îngrămădești cu tot acolo. Că poți să-l ții aici, că un cui. Ai ușa asta metalică o să ai și asta poți să-l cui. Da. Și de aici, în cont să fie terasa ca să fie și ca terasa și ca bucătăria asta.